care încă nu învins. De aceea, dragii mei, vom învinge PSD-ul doar dacă vom munci din greu. Și nu ne vom îmbăta cu apă rece. Adevărat! Partidul Național Liberal e pe un tren bun. Dar nu vă uitați, dragii mei liberali, la sondaje, uitați-vă la PSD. Și mergem din casă în casă, cum l-am văzut pe Ghiță Roma, la media și la altă. Sau cum merge Boc, stradă cu stradă în fiecare zi, sau Vorojan, și atunci îi combate. Altfel, ar fi păcat să mai lăsăm să-și bagă joc de țara asta. Vedeți, noi avem prieteni puternici în Europa. Partidul Popular European. Noi îl sprijinim pe Weber pentru președinția Comisiei Europene. Uitați-vă ce situație e PSD-ul ăsta, că ar fi de râs dacă n-ar fi de prânz. Păi ei, auziți dumneavoastră, trebuie să sprijine pe Timmermans, nu? Că el este șeful lor, cap de listă, care în fiecare zi spune lui Dragnea că-l dă afară din familia socialiștilor europeni. A, pe la alte și mea dracului. Acolo, trebuie să sprijină pe vechiul ăștia, care în fiecare zi spune lui Tăricianu, auzi, nu ne împărtășești valorile. Avem prieteni puternici și în România. Îl avem pe președintele Klaus Iohannis și vom fi alături de el la referendum și vom fi alături de el în toamnă, astfel încât să punem bazele câștigării alegerilor locale și pe urmă bazele alegerilor generale din toamna anului viitor. Dar, dragii mei, va trebui să scoatem un scor cu care să guvernăm, că m-am cam săturat, să guvernăm la 5-6 voturi numai, eu știu, prin fel de fel de învârtituri, doar face o majoritate. Și eu vă spun încă ceva, și cu asta închei, înainte de vă ura sărbători fericite. Dragii mei, suntem în competiție, nu numai cu adversarul nostru PSD-ul, suntem în competiție cu toți cei care au depus liste electorale. Suntem în competiție și cu cei care spun că vor dezvolta România dacă se ne țin de parte de fasole. Și cu aia suntem în competiție. La mulți ani și Doamne ajută!